La Spitalul Municipal câmpulul Moldovenesc a fost inaugurată secția de radiologie, după ce în urmă cu ceva timp a fost dată în folosință o secție modernă de anestezie-terapie intensivă. Valoarea proiectului pe programul operațional infrastructură mare este de 5 milioane de euro și practic scutește distanțe lungi, parcurse de pacienți în alte locuri unde există astfel de CT-uri, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Futur, invitat la acest eveniment inaugurat. Totodată cu acest prilej, șeful Administrației Județene Sucevene a ținut să sublinieze marile transformări în bine a spitalului din Câmpulung Moldovenesc. Cu puțin timp în urmă a început și un proiect pe fluide medicale, adică aducerea oxigenului în siguranță la patul bolnavului și a altor fluide medicale la capul pacientului. Astăzi s-a inaugurat dotarea cu aparatură de ultimă generație a secției de radiologie și ne referim la computerul tomograf, dar și altă aparatură necesară pentru ca pacienții să nu mai facă un drum până la Suceava sau în altă parte. A declarat președintele Flutur. Zona Câmpulung Moldovenesc deservește 56.000 de locuitori arundați acestui spital și Vestea bună este că se va lucra și în regim ambulatoriu pentru a da consultații celor interesați. De asemenea, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a discutat cu medicii pentru a afla care sunt problemele lor și unde trebuie aduse îmbunătățiri sau modificări în funcționarea sistemului medical, iar în final a conturat și câteva concluzii. Va trebui urgent să avem o întâlnire la nivel județean sub coordonarea prefecturii la care să fie invitați managerii de spitale, Direcția de Sănătate Publică, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Suceava, șefii, administrațiilor publice locale care au spitale în subordine pentru a eficientiza și fluidiza fluxul de pacienți. Acest lucru este necesar și pentru că deseori spitalul din Suceava este blocat, deoarece sunt prea multe solicitări din teritoriu, unele dintre ele nejustificate. Apoi este nevoie de găsirea unor soluții astfel încât mai multe spitale să beneficieze de mai multe linii de gard. De exemplu, cel de la Câmpul Lung Moldovenesc are două linii de gardă și mai solicită cel puțin încă două. Zonele sensibile sunt pediatria, ortopedia, dar și altele. Mai trebuie să discutăm despre investiții complementare în dotări, în așa fel încât un spital ce deține un aparat foarte complex pentru niște servicii, iar altul nu are resurse financiare să-l cumpere, celălalt spital să investească în altă aparatură, tot foarte necesară, care să deservească ambele zone. Și în un ultimul rând s-a discutat și va trebui să găsim soluții pentru criza medicilor în anumite specializări, ATI, anestezie infecțioase, pentru a acoperi necesarul de medici de astăzi în județul Suceava, a mai subliniat președintele Flutur. La întâlnire au participat pe lângă primarul Mihaiță Negură, conducerile Spitalului Municipal, direcție de Sănătate Publică Suceava și casei județene de asigurări de sănătate tot din Suceava.